Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Ne aflăm în județul Arad, în localitatea Curtici și vom sta de vorbă cu unul dintre cei mai importanți fermieri din România. Vorbim despre domnul Dimitrie Muscă. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule Dimitrie Muscă. Cum arată rapița pentru momentul ăsta în care ne aflăm mai bine sau mai puțin bine față de anul trecut, comparând cu aceeași perioadă? Domnul Ghinea, investițiile sunt din luna august-septembrie în cultură, mai avem două săptămâni până intrăm. Uitați-vă aici cum arată un spic și nu l-am ales, se poate vedea aici, tot ce vreți este aceeași mărime, aici sunt 40 de boabe într-o într silicvă. Rapița arată deosebit de bine. Anul trecut am făcut 4.500 de kg la hectare și dacă vă aduceți aminte că am filmat exact după o calamitate, după o grindină, după o furtună în care am pierdut mult la ea. Iar anul acesta, părerea mea că aici este între 5.500 și 6.000 de kg de rapiță la hectar. Este ca la carte, este ca la carte, efectiv. Uitați-vă chiar nu îi se poate reproșa nimic. Uitați-vă, densitatea de păstăi sunt și 500 de, de, silicve pe o plantă. Sunt, acum nu iau asta că e cu 40 de babe, dar sunt peste 30 de babe în fiecare silicvă. Excepțional arată, excepțional. Uh, consider că este o cultură care se vinde primată, consider că este o cultură care duce primii bani într-o unitate din agricultură. Am început să îndrăgim această buruiană și să ne placă datorită acestui element financiar. Pot să vă spun că am fost anul trecut în Germania de două ori, în toamnă iarnă, și n-am văzut rapiță că la noi și vă mă, pot să vă spun că săptămâna de a trecut am fost în Franța. Așa am umblat cam 45-50% din Franța am văzut-o. Vă rog cu toată sinceritatea, nu am văzut nici asemenea cultură de rapiză cum avem noi. Este deosebit de, de, bine făcută și nu trebuie să spun eu, spune ea, spune ceea ce ne oferă producția care ne-o dă. Sigur că în două săptămâni, în trei săptămâni se suprapune cu cultura de grâului, va fi o alternanță între ea și Grăul, trebuie să fim foarte atenți, va trebui să-l gândim și noapte, pentru că uh, ne e frică de calamități, uh, rapița, când e bine, coaptă și la vânturi se poate freca și să se deschidă aceste silive. Dar uh, adevărul este unul, am făcut tot ce a trebuit, am făcut ca la carte, nici s-a răspuns ca la carte, singurul lucru și, și ajutorul lui Dumnezeu, am avut ploi. Deci lucrul de care am beneficiat, ploile le-am avut și am făcut. Sigur, este și o genetică foarte bună. Dacă nu era o genetică bună, nu obțineam această producție. Adică, dacă nu să filmați, oricine poate să vadă. Nu sunt culturi care să uh, spună cineva că aici nu se face în jur de 6 tone de rapiță pe hectar. Uh... Domnule doctor, vreau să vă întrerup un pic pentru că îmi spuneați despre vizita pe care ați făcut-o cu ceva vreme în urmă în uh, Franța. Ați văzut uh, cum arată culturile de acolo, ați văzut foarte multe ferme din Franța și din uh, zootehnie. E clar că România a ajuns un uh, concurent important pentru țările astea din vest. Vreau să discutăm despre politica asta agricolă comună, care vrând nevrând bate la ușă. Plafonarea subvențiilor sună destul de... Cum să spun eu, nu știu dacă de alarmant criminal. De criminal pentru fermieri mari fermieri importanți care au reușit să facă performanță, să adune terenurile, să le compacteze, să Haide lucreze, să, să aplice tehnologie, da. Deci am fost uh, într o excursie pe Valea Loarei, în care trei zile m-am rupt cu încă un inginer din Arad uh, uh, Micu, pe care îl știți, și ne-am dus cu un fermier Trei zile și trei nopți am mâncat la ei, am dormit la ei, ne-am spălat la ei, am băut un pahar de vin la ei. Non-stop, până seara la jumătate când s-a întunecat, am fost în ferme. Este un lucru extraordinar. I-am simțit pe bune, am simțit în bârlogul lor. Aș vrea să vă spun un lucru. Nu există în toată Franța ferme familiare de 10, 20, 30 de hectare. Domnul Unghinea, probabil că voi primi multe înjurături la această dată, când veți difuzea emisiunea. Eu repet un lucru care l-am mai spus și de alte dăți. Eu dau 1500 de kg de cereale pe hectar. El care lucrează 10, 20, 30 de hectare nu scoate mai mult profit decât îi dau eu. Nu lucrează nimeni cu angajați. Acolo lucrează trei, ei trei, patru, cât să se unesc și fac toată afacerea ei. Uh, fermele lor sunt de la 90-100 de hectare până la 360 de hectare. Și, bineînțeles, orice fermă din Franța, din ce am văzut noi trei zile și am umblat ce am văzut, sunt legate și cu zotinie. Că se cheamă porc, că se cheamă vacă, că se cheamă oaie și am văzut de toate, dar toate sunt uh, îngemănate vegetalul cu zotinia dacă tot vorbim, dacă tot vrem să facem agricultură de familie, agricultura de familie în Franța, repet, are standard de la 100 de, de, la 100 de hectare în sus. Și îmi spuneau fermierii, domnule, anul trecut au fost la noi mulți care au intrat în insolvență, care au falimentat pe bune. Și ce s-a întâmplat cu ei? Ce se întâmplă? N-au ce se întâmplă, au dat pământul la altcineva, l-au închiriat, iar ei și-au văzut de alte treburi închirierea la ei este cu, sau arendarea la ei este cu 170 de euro pe hectar. Și am mers zona aceea de la Paris în spesul vreo 200 de kilometri cu ei și am văzut un lucru, porumb au puțin. Nu, mulți nu folosesc porumb în hrana animalelor, folosesc mazăre șoturi de rapiță, grâu și celelalte ingrediente. Și nu-l folosesc pentru că porumbul la ei nu ajunge mai puțin de 30% de umiditate. Și îmi spunea clar, domnule, ne costă la 30% de umiditate, ne costă hectarul de uscat, de desicare, ne costă la nivel de 260 de euro. Nu ne permitem să facem cheltuielile astea. Și mediu pe cele trei culturi foarte multă predomine mazărea la ei și băga o mazăre în rația animalelor. Lucru care, vedeți, și la noi începe să prindă teren. Mazărea este mai sigură ca și soia pentru că se are perioada de vegetație mai scurtă. Pe toată treaba este că se recoltează și mazărea și grâu și rapița toate odată și atunci este o nebunie în mijlocul verii cu aceste recoltări. am văzut unul, cel fermier care ne aducea, are ceva afaceri în Arad, vinde combine, utilaje și așa mai departe în Arad, și am văzut un lucru pe unde am fost. Am stat cu ei, am mâncat cu ei, am băut un par de vin cu ei, repet, și am văzut un lucru. Toți spuneau așa, dar acum voi sunteți mai buni ca noi, dar acum voi sunteți mai puternici ca noi, dar acum voi sunteți mai, mai de top decât noi și așa mai departe. Și am văzut o invidie. El ne-a fost un fel de amic A venit, ne-a luat, ne-am dus cu el Trei zile am dormit la om în casă Am stat în bârlogul lor Toți spun acest lucru Și atunci iată explicația de ce Se circulă la Uniune Să stopăm, să asigurăm agricultura de familie Domnul Ghine, agricultura de familie este de la 100 de hectare în sus, nu de la 25 hectare în sus. Niciodată cel cu 10 hectare și cu 15 hectare nu va câștiga atâția bani să aibă un profit atât de mare în care să-și cumpere tractoare super performante, să-și cumpere combine super performante, să-și facă silozuri din, din astea moderne și așa mai departe. Nu se poate. Nu se poate. Noi n-am înțeles nimic. Noi suntem dezbinați și pentru noi nu se bate nimeni. Deci, după părerea mea, aici este o luptă acerbă. Uh, am... Uh stat cu urechea pentru că vă dați seama și le-am spus și când a fost la Brașov dumneavoastră să o zmatură și a zis domnule, nu se poate, eu lucrez 7600 de hectare mâine vă pun în brață 3200 de fermieri, fiecare cu dosarul lui și dați subvenția de 200 de euro cât se dă. Ce vina oamenii ăștia că s-au unit când a trebuit că s-a creat această plusvaloare că am creat zotehnie multă că avem industria alimentară foarte multă că avem magazine de sfârșit, că avem un lanț completamente integrat și ei deja vor. Și la o fermă am văzut 360 de hectare, am văzut complex de porși de 5.000 de capete și inclusiv am văzut un abator. Și în abatorul acela lucrau 5 români. Ne am depistat în jumătate de oră, am găsit 5 români. I-am și întrebat, cât vă dă salarul? 1600-1700 de euro nu trebuie să le dai 1500 de euro, trebuie să le dai 1.200 de euro și la 1.200 de euro oamenii ar cam veni acasă. Pentru că oricum dacă ați fost și la Hanovra, oricum salariile din toată Europa se vor uniformiza și în România. Dacă nu dăm salarii, ne pleacă toți românii, Germania au nevoie de 1.200.000 de oameni, Danemarca 200.000 de oameni și mai poate ne pleacă toată lumea și ce facem? Rămânem noi, nu putem să le suplinim pe toate un om. Deci este nevoie de oamenii aceștia. Noi nu avem probleme deosebite pentru că am plătit oamenii. Unde n-am plătit, am păcătuit și eu. Am văzut unde n-am plătit suficient sau cât s-a considerat, am mai avut și noi câte o scăpare. Dar în principiu stăm bine, nu avem probleme. Și ne caută lumea și vin și am văzut și partea adversă, adică partea inversă a lucrurilor. Adică vin oameni din Franța, din Germania care spun că s-au săturat și că vreau să lucreze acasă și că vreau să fie lângă un copil, lângă un bunic, lângă o găină în curte și un, un mai știu eu ce. Deci este o problemă deosebită. Ne batem acolo la Bruxelles pentru a nu se plafona subvențiile? Sau nu ne batem? Dacă nu ne batem, n-avem decât să plecăm din țară, toți cu totul și noi fermierii și cei care negociază. Nu se poate, nu se poate să ne, sub, să ne plafoneze. De ce sunt eu mai de vină că asta nu e averea lui Muscă, nici suprafața de pământ al lui Muscă. Este al 3200 de pământ în cele 7500 de hectare de pământ. Păi de ce să ăștia vinoare? De ce să-i omor să pe ăștia și să le spui numai pentru că s-au unit că au făcut o societate mare? Nu este normal. Dacă eu azi zic că i-am întrebat și la Brașov, domnul Domnule, președinte ăla de PP, Dol, Dol așa, păi crezi că uh, trebuie să facem neapărat că vo ca voi uh, să ieșim cu laptele pe câmp, să ieșim cu uh, dejecțiile în Paris sau în București sau nu știu unde? Nu cred că e grazul. Adică am dat dovadă de, de mai multă civilizație. Ei probabil că le-ați ajuns cuțitul, nu știu, Dau răspuns, pentru că nici nu au subvenția la ei 260 de euro pe hectar față de 200 la noi le frică de un pericol pe care ne asta pentru că noi avem un potențial foarte, foarte mare. Noi avem un potențial. Noi ținem jumătate de Europa, dacă trebuiește, cu ce pământ avem. Le-am spus, și ați fost acolo la Brașov, când am spus, domnule, dumneata te lauzi acum că la vârsta asta ai reușit să obții bacalăriatul, da? Nu, Ghinea, păi noi în agricultura României avem ingineri de toate felurile, agronomi, horticultori, zootehniști, ingineri mecanici, avem medici veterinari, avem de toți cei care se pricep să facă agricultura, avem o știință de carte, suntem oameni care, care am făcut o carte, care am învățat ceva, care știm ceva, care nu facem după ureche. El vine la unul de la reprezentanți de la o firmă și spune, păi aici ar trebui să dai cu un insecticid sau din coace cu un fungicid. Noi ăsta le simțim și chiar i-am ajutat. Bă, uite, noi folosim și mai folosiți asta pentru că vă ajută pe cei din, din Franța. Deci este pe față pornirea asta. Nu cred că ne-am asociat cel mai bine cu Franța. Franța sunt liniștiți, ei au producțiile lor constante, de altfel. Domnul, bine. griurile mele, rapița mea, care este mult mai bună decât ce am văzut în Franța, dar la griul în mod special ă, noi avem temperaturile astea de 30-35 de grade la ora actuală. Și le coace repede. La ei, perioada de coacere se uh, lungește cu încă 2-3 săptămâni. Procesul de coacere este mult mai lent. Suma, acumularea gradelor de temperatură este mai înceată, că nu are de unde. Și atunci au producții mai mari francezii, dacă discutăm cum să face o proteină așa, francezii sunt cu 10-11% proteină la greuri. Nu sunt cei mai buni. Uitați-vă că în ultimul timp tot mai greu își vând grăurile și își vând la sfârșitul perioadei înainte de recoltarea grăului din anul acesta. Deci nu e o problemă chiar așa de, de roză nici la ei, dar sunt susținuți. Ei se bat, aia 260 de euro li se dă. Iar la noi, să se ni se ia? Cine? Cine sunt ei să ne ia? Dacă stăm cu mâinile încrucișate și spunem, știi, nu ne afectează decât vreo 4 milioane de hectare uh, cu subvențiile astea. Restul îi uh, rezolva ceilalți care sunt făcut acolo să... Domnule Ghinea, PIB-ul României, venitul brut al, al țării, îl asigure societăți ca a mea, ca mele, nu cei cu 50 hectare, care mulți dintre ei să nu, să nu, n-are rost să spun și nu mă deranjează dacă super pe oricine. Foarte mult lucrează la negru. Foarte mult uh, uh, nu înregistrează parte din producție. De unde au tot avut uh, să de uh, bani și la negru mecanizatorilor care zicea, bă, să ne dai salarii cât la muscă, că dacă nu, nu mai lucrăm. Și am avut probleme. Și am zis, bă, nu mai spun la nimeni nimic, că toată lumea mă critica de ce spun, ce salarii am și ce producție au. Și până la urmă mi-am dat seama, eu n-am zis o perioadă, n-am spus la nimeni, n-am spus câtă producție fac, n-am spus câtă, câți bani dau, unii, unii, au fost care au făcut prostii. Și acum plângem toată țara că nu mai avem oameni de lucru. Nu este o tragedie, nu suntem vinovați antreprenori fermierii mari, suntem vinovați. Dar, noi ca noi, dar cei mici n-au niciun control de la nimeni și nimic. De-i, cât declară, de. Am văzut noi cât e producția din satelit. Hai să ne înțelegem și să ne lăsăm de sateliți. Uh, deci, este o splendoare, este o cultură de revistă, efectiv este cultură de revistă. Uitați-vă cât e decurată, uitați-vă acolo, nu are nicio buruiană în ea. Ce să vă spun? Nu poți să nu îndrădești o asemenea cultură. Nu poți să nu fii sensibil la așa ceva. Pentru că este munca mea, munca inginerilor mei, care stau și lângă sămănătoare, și lângă mașini, și stau și lângă combine, și așa mai departe. Și pentru care și eu trebuie să am grijă să-i plătesc bine. Dar mulțumirea profesională o avem aici. Când intrăm cu combinele, Deja combainiere știu și ne citește Atâta curge pe hectar Asta e producția pe care o facem Mulți ne-au înjurat și spune nu cred sau că mințim Nu mințim, ne-am fost corecți Și am dat și salariile alea mari Pe masă, nu pe sub masă Și așa mai departe Uitați-vă aici Bun, aș fi vrut să-mi spuneți Rentabilitatea la un hectar De rapiță, dacă puteți Să estimați în momentul ăsta dacă, cât ați facem, investit, dacă, cât ați facem, dacă facem, dacă facem uh, o producție numai de 5.000 cu 1.500 de lei pe tonă și 7.500 de lei pe hectar. Domnul Unghine, dacă mă întrebați și l-auzeam o dată pe domnul ministru de aia, bă, lasă, bă, bă, că greu. Domnul ministru, gr grâu este dacă fac 8 tone acum aici la grâu și îl dau cu 60-70 de bani, fac 5.000 de lei pe hectar, 5.500 de lei pe hectar. Aici fac 5.500, deci 2.000 de lei pe hectar în plus. Nu mă pot duce numai pe rapiță, deși drag mi era într-un an de zile să fac numai rapiță și doar furajele pentru animale. Și la grâu, că tot am vorbit de el? Uitați-vă dumneavoastră aici. Uitați-vă ce nebunie este aici. Uitați-vă în el. Nu găsești spic, care vreți noastră să luați pe cel mai mic și le numărăm. Nu este spicul sub 45 de boabe pe spic. 45 de bobe. Aia înseamnă 1,6 grame pe spic, înmulțit cu 700 de spice, ne dă o producție foarte bună. Cultura este deosebită, cultura este de excepție. El mai are două săptămâni maxim până la recoltare. Uitați-vă cum este. Bobul este aici, avem un bob. Uitați în fiecare spiculeț, sunt trei bobe. Și bobul este deja în pârgă și ne spune că în două săptămâni intrăm aici, depinde cum va fi uh, vremea, cum vor fi căldurile. Iată ce bob sănătos, ce bob mare, excepțional, excepțional. Încă este greu să dai paleele jos după după el. Sigur că încă este și umflat, nu este nu rămâne la mărimea aceasta, se mai strânge. Uh, ce am făcut aici? În afară de faptul că aici este culcată o cultură puțin culcată, este cum se zice, prea mi-a mers prea bine și am genunchiat. Aici avem o porțiune în care a căzut greu. N-ar fi voie să facem peste sub 8 tone de greu la hectar. Anul trecut am făcut 7800 de kg la hectar, în condițiile în care greul a însemnat toamna târziu. Am un singur soi. Totul este glosa în exclusivitate și mai am și Pitarul. Pitarul este la, la concurență să vedem ce, ce se întâmplă. Bate pe glosa sau nu bate pe glosa? Glosa, eu sunt îndrăgostit de glosa, am lansat-o și am spus atâtea lucruri frumoase despre ea. Glosa face 15% proteină. Mai are încă standardul verde și se recoltează în două săptămâni. Așa trebuie să fie greu. În, în, primele zile de recoltare, mă înjură mecanicii și tractoriștii, zice, domnule, iar ai dat ce ai făcut cu el. Paiul este verde și bobul este copt. Aveți o insectă de la, de la agricultură. Mulțumesc frumos pentru grija pe care mi-o purtați. A, A, normal. Domnule președinte, neonicotinoidele vor dispărea și ele de pe piață? E îngrijorător pentru dumneavoastră? Deci, ați văzut totul la blășoară, am spus, domnule, neonicotinoidele nu s-au făcut în România, s-au făcut la dumneavoastră în orașele și în țările din Europa. Voi le-ați descoperit, voi le-ați introdus, voi v-ați asanat în timp, lucrând fiecare la timp și făcând tratăminte, și au asanat culturile de aceste insecte. La noi nu. Și la noi pericolul este nu societățile ca noi. Noi nu avem. Societățile cu 2 hectare, cu 5 hectare, care n-au știința de carte, care nu știe să citească un prospect, care nu știe să aplice cealaltă că face tractoristul. Nu se poate. Este o știință de carte, este multă știință de carte în ceea ce facem noi. Aici nu este nimic dintr-o treabă de nimic întâmplător. este, Este profesionalism. N-avem cum să renunțăm la el. Probabil să trecem și printr-o experiență tristă, și până la urmă, oia de acolo, zis, bă, bă, gata, nu vă mai lăsăm. Și o să vadă că ați văzut și dumneavoastră cât s-au plâns fermierii unde le-a dispărut uh, suprafețe de sute de hectare de porum sau de floarea soarelui. Până nu ajungem acolo, nu putem să ne liniștim, chiar îl cerem pentru că avem nevoie. Domnul Ghinea. Ce mai mare prostie am făcut-o că au cerut albinare. Dumnezeu, mie îmi vin 3-4 mii de familii de albine, din Cluj, din Satul Mare, din Mureș. N-au avut săraci nici cea mai mică problemă. Și vin aici la rapiță, la polenizare. Drept dovadă, uitați cum arată rapița, cu ce număr de babe astea. Neștiutorii de carte vorbesc. Asta este pericolul. Iar cei care știu cartea zice, mă, lasă-l Dumnezeului, nu-mi nu -mi pun mintea cu tot prostul. N-am cu nimeni nimica. Trebuie să se concentreze și să ajungem să fie agricultura făcută de cei care știu carte. Pentru că ca, cei care știu carte și revin acum, uh, stimabilii profesori din facultăți, ar trebui să aibă grijă în acordarea diplomei. Adică nu că a dat și a trecut pe toată lumea, să-i facă să învețe carte. Se facă pentru că vin mulți din facultăți, nu știu carte. O tragedie trăim din cauza aceasta, o tragedie. Sigur că mulți vin și care sunt serioși, încearcă și învață de la noi și învață și prind. Sunt care nu învață niciodată, pentru că dacă n-ai substratul Elementul de bază din școală, pe ce se asimilez, pe ce să, uh, pe ca mamă, cum se zice, să depui știința care o prins, pentru că este un galopan și știința din zootehnie, uh, din, uh, din agricultură. Când eu am terminat facultatea, învățam că se dă 180 de kg de semânță la hectar. Ne batem cu alții, de vis a vis diametral opus uh, în țară, cu densitățile. Eu bag 750 de boabe germilabile pe metru pătrat și vreau să scot 750 de spice pe metru pătrat și alea sunt de un gram și jumătate. Și n-am nevoie de frați. Îi adică el își elimină frații. Asta este viitorul. Domnule doctor inginer, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat să stați de vorbă cu mine și implicit cu cei care urmăresc emisiunea Portret de Fermier. Știu că ar mai fi fost multe lucruri de spus, dar le promitem telespectatorilor că vom mai reveni aici la dumneavoastră. Ușor, ușor, norii de ploaie se apropie și de noi. Cred că vor fi precipitații și astăzi.